În tutorialul de astăzi o să învățăm cum să realizăm acest model de croșetat în relief. Eu i-am spus model de croșetat cu baloane, pentru că practic seamănă cu niște baloane aceste motive. Pentru a începe, o să aveți nevoie de un lanț de 12 plus 2 ochiuri, multiplu de 12 plus 2 ochiuri. Eu am aici 26 de ochiuri. Apoi croșetăm 3 ochiuri suplimentare și în al patrulea ochi de la croșetă vom croșeta 4 piciorușe duble. Apoi, în următoarele două ochiuri, câte un picioruș dublu. Iar apoi, în următoarele șapte ochiuri, vom croșeta șapte piciorușe duble împreună, adică câte un picioruș dublu neterminat în fiecare din cele șapte ochiuri, iar la final vom închide cu un jeteu toate buclele de pe croșetă. Iată. Apoi croșetăm un ochi de lanț. Iar în următoarele două ochiuri, câte un picioruș dublu. După ce am croșetat cele două piciorușe duble, în următorul ochi vom croșeta 7 piciorușe duble. 7 piciorușe duble în același ochi. Practic, aceasta este secțiunea care se repetă, deci două piciorușe duble, șapte piciorușe duble lucrate împreună, iarăși două piciorușe duble, iar apoi șapte piciorușe duble în același ochi. Și asta este secțiunea care se repetă de-a lungul primului rând. Apoi, în următoarele două rânduri, două piciorușe duble. Deci repetăm. De la două piciorușe duble vom repeta. După ce am croșetat cele două piciorușe duble, vom croșeta secțiunea cu șapte piciorușe duble lucrate împreună. Luăm un jeteu și îl trecem prin toate buclele de pe croșetă. Apoi croșetăm un ochi de lanț. Iar în următoarele două ochiuri, câte un picioruș dublu. După ce am croșetat cele două piciorușe duble, pentru că suntem la final de rând, în penultimul ochi vom croșeta 4 piciorușe duble. Vom finaliza rândul la fel cum l-am început.
După ce vom croșeta cele patru piciorușe duble în penultimul ochi, vom finaliza rândul cu un picioruș dublu în ultimul ochi. Iată, am finalizat primul rând, așa arată. Începem rândul al doilea cu 3 ochiuri de lanț, apoi cele 4 piciorușe de pe rândul anterior le vom croșeta cu picioruș dublu în spate, deci poziționat în spate. Deci vom introduce croșeta din spate spre față, în jurul piciorușului dublu de pe rândul anterior. Apoi, piciorușele duble, cele simple, le vom croșeta cu picioruș dublu prin față, poziționat în față. Apoi, punctul de uniune a celor 7 piciorușe duble croșetate împreună pe rândul anterior, îl vom croșeta un picioruș dublu în spate. Apoi, cele două piciorușe din nou le vom croșeta în față. Și am ajuns la cele 7 piciorușe duble lucrate în același ochi pe rândul anterior. În acestea vom lucra piciorușe duble cu poziția în spate. Acum, după ce am finalizat cele 7, pe următoarele două piciorușe duble vom croșeta două piciorușe duble cu poziția în față. Apoi, punctul de uniune a celor 7 ochiuri, un picioruș dublu cu poziția în spate. Din nou, cele două piciorușe duble le lucrăm prin față și cu poziția în față. Iar apoi ne-au rămas cele 5 ochiuri, ultimele 5 ochiuri și vom croșeta 4 piciorușe duble poziționate în spate. Și vom finaliza rândul cu un picioruș dublu simplu în al treilea ochi al lanțului de întoarcere. Croșetăm 3 ochiuri de lanț și întoarcem. Acum rândurile 3 și 4, deci vom începe acum rândul 3 și 4, practic vom respecta pozițiile ochiurilor de pe rândul anterior. Deci unde vom avea picioruș dublu în față, croșetăm picioruș dublu poziționat în față.
unde vom avea picioruș dublu în spate, croșetăm picioruș dublu în spate. Deci doar asta vom face rândul 3 și rândul 4, vom respecta și vom croșeta punctele exact cum ne dictează rândul anterior. Iată, am croșetat 4 piciorușe duble în față, iar acum urmează 2 piciorușe duble în spate. Acum avem picioruș dublu în față, vom croșeta picioruș dublu în față. Iarăși două piciorușe duble în spate. Iar acum avem cele 7 piciorușe în față. Deci poziționate în față. Și așa vom proceda rândul 3 și rândul 4, așa cum v-am mai spus. Vom respecta poziția ochiurilor anterioare, piciorușelor anterioare și vom croșeta exact cum ne dictează rândul anterior, respectând aceeași poziție. Iată, am finalizat rândul al treilea, am încheiat cu cele 4 piciorușe duble poziționate în față și finalizăm rândul cu un picioruș dublu simplu în ultimul ochi. 3 ochiuri de lanț și întoarcem. Așa cum am spus, rândul 4 vom proceda la fel, respectăm poziția piciorușelor de pe rândul anterior. Spre deosebire de rândul 3, vom începe acum cu 4 piciorușe duble lucrate în spate. Acum avem două piciorușe duble cu poziția în față, vom croșeta la fel, două piciorușe duble în față. Apoi avem picioruș dublu în spate, croșetăm picioruș dublu în spate. Deci, rândul 3 și rândul 4 nu avem nimic de altceva de făcut decât să croșetăm exact punctele în poziția în care sunt pe rândul anterior. Avem acum picioruș poziționat în spate, croșetăm picioruș poziționat în spate. Urmează acum două piciorușe duble poziționate în față, croșetăm două piciorușe duble poziționate în față în următoarele două ochiuri.
în jurul ochiurilor de pe rândul anterior. Acum din nou, ultimele patru ochiuri poziționate în spate, piciorușe duble în spate. Și la fel cum am procedat și până acum, vom finaliza cel de-al patrulea rând cu un picioruș dublu în al treilea ochi al lanțului de întoarcere. Trei ochiuri de lanț și întoarcem. Vom începe acum rândul 5 și la rândul 5 vom închide această buclă, acest balon, să-i spunem. La fel vom proceda și cu jumătățile din laterale. Și vom începe astfel, 4 piciorușe duble poziționate în față, lucrate împreună. În cele 4 piciorușe duble poziționate în față de pe rândul anterior. Luăm un jeteu și închidem cele 4 puncte. Apoi continuăm cu 2 piciorușe duble poziționate în spate. Iar în următorul picioruș poziționat în față vom croșeta 7 piciorușe duble. Ne pregătim astfel baza pentru următoarele balonașe. De data aceasta, în următoarele rânduri, vom poziționa motivul acestui model altercat, deci între motivele de pe rândurile anterioare. Deci acum, în piciorușul dublu poziționat în față, vom lucra 7 piciorușe duble. Apoi două piciorușe lucrate în spate și am ajuns la setul de 7 piciorușe duble poziționate în față și aici trebuie să închidem această buclă. Deci vom lucra 7 piciorușe duble poziționate în față împreună. Deci lucrăm piciorușul dublu, dar nu îl terminăm, păstrăm două bucle pe croșetă. Deci, practic, la fiecare picioruș dublu trecem jeteul doar prin primele două bucle și ne oprim. Și continuăm până finalizăm toate cele 7 piciorușe. După ce am finalizat, luăm un jeteu și îl trecem prin toate buclele de pe croșetă, închizând astfel această bulă, acest balonaș. Un ochi de lanț și continuăm. Două piciorușe duble lucrate în spate. Apoi în piciorușul dublu lucrat în față de pe rândul anterior, croșetăm 7 piciorușe duble. Deci 7 piciorușe duble simple în același ochi, nu lucrate împreună.
apoi două piciorușe duble lucrate în spate. Și finalizăm prin a închide ultima jumătate de buclă cu 4 piciorușe duble lucrate în față împreună. Și așa cum ne-am obișnuit deja, după ce închidem această buclă, un ochi de lanț și un picioruș dublu simplu în cel de-al treilea ochi al lanțului de întoarcere. Și iată, am finalizat rândul 5. Trei ochiuri de lanț și întoarcem. Începem acum punctul de uniune al ochiurilor de pe rândul anterior, cele 4 ochiuri. Lucrăm un picioruș dublu lucrat în spate. Practic, tiparul acestui model se repetă de acum înainte, doar că de data aceasta motivul, aceste balonașe le poziționăm intercalat. Două piciorușe duble lucrate în față. Iar când ajungem la cele 7 piciorușe duble, lucrăm 7 piciorușe duble poziționate în spate. Iată. Următoarele două piciorușe sunt cu poziția în față, deci vom croșeta două piciorușe duble poziționate în față. Următorul punct este punctul de uniune al celor 7 ochiuri de pe rândul anterior și în acest punct vom croșeta un picioruș dublu poziționat în spate. Următoarele două piciorușe sunt piciorușe duble poziționate în față și am ajuns din nou la setul de 7 piciorușe duble în care vom lucra piciorușe duble poziționate în spate în fiecare ochi din cele 7. Acum avem din nou pe rândul anterior două piciorușe duble lucrate în față, lucrăm două piciorușe duble lucrate în față. Apoi piciorul dublu lucrat în spate. Și finalizăm cu două piciorușe duble
cu cele patru piciorușe lucrate în spate, cu piciorul dublu lucrat în spate, îmi cer scuze, nu. Acum începem rândul, următorul rând, cu piciorul dublu lucrat în față. Practic, următoarele două rânduri, deci rândul 7 și rândul 8, rândul 8 și rândul 9, vom lucra pozițiile exact așa cum ne dictează rândul anterior. Deci aici vom lucra 7 piciorușe lucrate în față, 'ta, am finalizat cele două rânduri respectând poziția ochiurilor, așa cum mi-o arătau rândurile anterioare, 3 ochiuri de lanț și am ajuns din nou la rândul la care trebuie să închidem balonașele. Deci rândul 10. Începem acum, avem un picioruș dublu poziționat în față, în care vom croșeta 4 piciorușe duble. Acest rând este practic rândul 1. Două piciorușe duble poziționate în spate. Iar acum am ajuns la cele 7 piciorușe duble. Trebuie să închidem această buclă, deci vom croșeta 7 piciorușe duble poziționate în față împreună. Acum două piciorușe duble lucrate în spate. În piciorușul poziționat în față, următor, croșetăm 7 piciorușe duble. Continuăm acum cu două piciorușe duble lucrate în spate. Iar apoi din nou închidem și cel de-al doilea balon cu 7 piciorușe duble lucrate în față împreună. Deci practic 7 piciorușe duble nefinalizate, pe care le închidem apoi cu un jeteu pe toate 7. Două piciorușe duble lucrate în spate, iar în piciorușul dublu poziționat în față lucrăm 4 piciorușe duble
și încheiem rândul cu un picioruș dublu simplu în al treilea ochi al lanțului de întoarcere. Și iată, am finalizat și cel de-al 10-lea rând. Practic, de acum înainte, tot ce va trebui să faceți este să repetați aceste rânduri atât cât vă este necesar. Acest model nu este reversibil, însă este foarte interesant, arată foarte interesant și cu siguranță orice proiect veți alege să croșetați cu acest model va arăta la final foarte interesant. O să mă gândesc, am în minte o groază de lucruri pe care aș putea să le fac cu acest model și o să mă gândesc la un tipar viitor, nu știu, ceva legat de decorațiuni, o să vedem. Eu sper că v-a plăcut acest tutorial și nu uitați să urmăriți canalul meu și pentru alte tutoriale, trucuri și lucruri pe care le puteți învăța despre croșetat.